Începând din luna iulie, se modifică data maximă la care persoanele cu dizabilități grave și accentuate pot depune cererile de decontare a carburantului necesar deplasării cu autoturismul. Așadar, data de 25 a fiecărei luni va fi data limită la care persoanele cu dizabilități vor putea depune la sediul instituției pe Matei Vasilescu numărul 12 a aceste cereri. Beneficiarii trebuie să se încadreze în acest interval și anume să depună cererile de decontat în perioada 1-25 ale lunii și să fie atenți la valabilitatea bonurilor de combustibil care nu trebuie să depășească 60 de zile de la momentul alimentării. Din cauza numărului foarte mare de solicitări pe care îl avem pentru decontarea combustibilului, am luat o decizie organizatorică pentru a putea fi operativ și pentru a putea prelucra datele beneficiarilor, în sensul că aceste cereri pentru decontarea combustibilului am decis să le primim până pe data de 25 ale lunii, urmând ca din data de 25 până la sfârșitul lunii, așa cum spuneam, să se prelucreze. Tocmai din acest motiv îi rugăm încă o dată pe beneficiari să se organizeze în acest interval al lunii pentru a putea să-i ajutăm și să-i sprijinim cât mai bine și cât mai repede. Și pentru că încă există nelămuriri cu privire la suma decontată, facem din nou precizarea că la gradul grav valoarea va fi de maxim 1500 de lei în limita 24 de călătorii, iar la gradul accentuat maxim 750 de lei în limita a 12 călătorii.